Bună seara, domnilor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de administrație publică. Încercăm în această seară să lămurim din problemele domeniului specific alături de un invitat de marcă, domnul Ion Călinoiu, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor. Stimate domn, bine ați revenit la noi în studio. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bună seara telespectatorilor. Cum se prezintă, să spunem, un bilanț al activității de câteva luni în fruntea SEGEA Gorj? Iată că ați intrat în pâine direct, fără ocolișuri, iar acum, la momentul septembrie sau jumătatea lunii septembrie 2017, cu siguranță vorbim deja de o experiență acumulată. Sigur, dacă putem spune că am început activitatea la Sistemul de Gospodărire a Apelor la jumătatea anului, după un program bine stabilit, ar fi nedrept să afirm că tot ce se întâmplă la Sistemul de Gospodărire a Apelor se întâmplă bine, că m-am dus eu atunci. Niciodată n-am făcut asta și nu voi face niciodată, fiindcă mai ales la Sistemul de Gospodărire a Apelor am găsit un colectiv bine sudat, bine organizat și o unitate cu tradiție, are o rânduială specifică, gospodărând de altfel și un domeniu de activitate foarte important și acolo oamenii sunt pe măsură responsabili de activitatea lor. Pe de o parte. Pe de altă parte, n-am fost tocmai străin de domeniu, având, după cum bine știți, o experiență la nivelul județului Gorj, atât în ce privește domeniul de activitate profesional. Am avut și în această direcție o colaborare cu Sistemul de Gospodărire a Apelor pe diverse domenii de activitate, fie că au fost alimentări cu apă în sistemul agricol, fie că au fost irigații, fie că, nu în ultimul rând, asigurarea surselor de apă pentru nevoile unității. Dar în cei 20 de ani de administrație publică am fost și mai strâns legat de activitatea complexului, de activitatea sistemului de gospodărire a apelor, având în vedere o serie de elemente care erau în responsabilitatea administrației publice județene și locale, legate de probleme de-a lungul cursurilor de apă, legate de intervenții în situații de urgență urmare a precipitațiilor și efectul acestora inundații în mod curent și nu în ultimul rând, cea legată de mediu, de menținerea curățeniei și a evitarea poluării apei din diverse surse de poluare și har Domnului că în județul Gorj sunt diversificate, pe lângă acelea care le facem noi de zi cu zi, inconștienți, fiindcă mergem să ne simțim bine în de-a lungul cursurilor de apă, fie că e Jiu, fie că e Giulert, fie că e Șușița și așa mai departe, fie că e Sohodolul, mergem, stăm foarte bine și lăsăm după noi ca vai de lume. Și asta ne costă nu altceva decât sănătatea noastră până la urma urmei. Dar sunt surse legate de activitățile economice, binecunoscute, poluarea de petrol, poluarea chimică și așa mai departe. Toate acestea le gospodăresc cei ce lucrăm în Sistemul de Gospodărire a Apelor și au, repet, o experiență bogată și o fac foarte bine. Acum am venit, practic, fără să știu, într-un moment în care tocmai mâine la Comitetul Director, unde prezentăm activitatea aceasta de estimare până la sfârșitul anului a programului tehnic de realizare a lucrărilor, pot să spun că am și datele curente și, într-un cuvânt, suntem într-o situație în care realizările sunt foarte bune, pot să spun. Suntem, practic, cu un termen decalat ca termen de execuție a lucrărilor și am mai avea multe de făcut dacă am avea bani. Bănuiesc că dacă reușim acum să prezentăm un programul tehnic și o să fie restanțe și puși în posibilitatea celelalte de a le executa lucrările, celelalte sisteme de la nivelul Abajiu, mă refer la Mehedinț, dar nu știu cum stau lucrurile, vedem atunci, ca la rectificare să mai obținem niște fonduri, că mai avem posibilitatea să mai lucrăm până la sfârșitul anului. Așa, deci toate lucrările de regularizarea cursurilor de apă pe Gilor, pe Jiu, pe Șușița sunt executate în puncte de lucru de asemenea Maradia, Logreș, Bengeș, Ocadia, Crazna, acum suntem pe Râul Cartiu la Turcinești, sunt de asemenea consolidări
consolidor de mal în vederea opririi și evitării eroziunilor acestora, lucrări care sunt făcute potrivit tehnologiei în funcție de fiecare situație în parte. Și până acum aveți o bună colaborare cu, să spunem, administrațiile publice locale, cu primarii diverselor localități. Iată acum mențineți acea colaborare, dar pe un alt palier, anume din postura de coordonator al sistemului de gospodărire a apelor la nivelul județului Gorj. Cum decurge această relație în situația în care se știe foarte bine că unele râuri au ieșit de-a lungul timpului din matcă, provocând mai mici sau mai mari stricăciuni în zonele respective? Cum reușiți să-i convingeți pe edilii respectivelor localități să gestioneze eficient situația? Da, acum aș vrea să spun că sunt pe altă parte a baricadei față de situația precedentă. Că la nivelul administrației publice locale, a primarilor, sunt multe probleme și cel mai important și cel mai imperios lucru pe care trebuie să-l realizeze primarii odată cu declanșarea unor lucrări și în speță alimentări cu apă și așa mai departe, era obținerea vizelor. Și hai să intervenim să obținem cât se poate de repede avize de la, ape. Acum sunt de aceeași parte a baricadei și atunci le spuneam foarte clar că vizele, indiferent de unde vin ele, potrivit certificatul de urbanism, nu trebuie să fie formale, și trebuie să fie într-adevăr în deplină concordanță cu tehnologia, în deplină concordanță cu cadrul legislativ, încât să faci o lucrare care într-adevăr să dăinuie, să nu faci o lucrare fără un aviz în deplină conformitate, așa cum spuneam, cu realitatea zonei respective, încât să te trezești că n-ai prevăzut ce trebuia și, și construcția obiectivului respectiv la o dată când nu știm exact că o să crească mai mult debitul decât trebuie, că o să avem alte aspecte legate de partea negativă a influenței apei și cu apa nu te poți pune niciodată să ai probleme. Și acum la fel le spun, intervin și asta ar fi o primă, un prim aspect de colaborare. Intervin de fiecare dată să evităm timpii morți din birocrația eliberării asemenea a acestor avize, încât să le obținem la timp, dar fără a face rabat de la legislație. Asta să fie foarte clar. Doi. Avem aspecte și unde tot trebuie să colaborăm și problema e foarte acută, că până la sfârșitul anului trebuie ca fiecare localitate cu sistem la pachet, alimentare cu apă și canal, să aibă autorizație de gospodărire a apelor, de funcționare și de gestiune a apelor. Nu există acest lucru și sunt probleme cu unele localități care nici n-au operator. Sunt probleme cu alte localități și zone și n-aș vrea să le fac acum publice, că lucrăm cu fiecare în parte și sper să le aducem pe drumul cel bun, ca să înțeleagă că e nevoie de a intra în legalitate și să nu aibă probleme cu nerespectarea legalității, să trezească odată cu apa pe robinet și pe conductă să fie închisă, că nu are autorizația de funcționare așa cum prevede legea. Că până la urmă nu poți să faci nimic în afara legii și legea este pentru toți cea care dictează. De aceea și în această direcție avem o serie de discuții cu anumite primării care și încercăm foarte mult să le ajutăm la ce înseamnă plata unor cheltuieli legate de avize, plata unor penalități că nu respectă anumite reguli care să fie cât se poate de mici, dar nu poți să eludezi legea și că atunci ei în loc să înțeleagă că dacă plătesc la timp, plătesc și mai puțin, dacă plătesc mai târziu, cât de mic ar fi această sumă, ea se multiplică și e greu de suportat de buget. Sunt o serie de impedimente legate și de viziunea primarului și sunt o serie de impedimente legate și de colaborarea între primar și Consiliul Local. Și iarăși am o serie de localități cu care stau de vorbă și de fiecare dată încerc să le explic că ați face treaba la timp înseamnă a avea eficiență. A lăsa lucrurile să treacă, timpul te sancționează, e foarte clar. Și în loc să crezi că faci economie la buget, ba din contră te înșeli și aduci și prejudiciul bugetului prin creșterea penalităților, efectiv. Și nu le poate nimeni obține. Dacă
Noi nu le facem, evident vine Curtea de Conturi și, și realizează acest lucru. Sunt destule organe de control care veghează la aplicarea legii. Un alt aspect de colaborare este acesta de care aminteam, de menținerea curată a cursurilor de, de apă. Evident că în zonele noastre, în majoritatea localităților, avem zone turistice și nu, sunt puține localități unde nu sunt vizitate. Unele din sunt fie că sunt mănăstiri, sunt case memoriale, altele sunt peisaje nemaipomenite și sunt vizitate permanent. Fiecare localitate, e, pe acolo când trece cineva, e imposibil să nu rămână, să nu rămână deșeuri, de, indiferent în, în diverse forme, după ce părăsesc locul. Asta e o latură negativă a educației noastre. Fac o paranteză, tocmai discutam acum și la vremea respectivă nu realizam și am vrut să fac și o propunere ca să se insiste mai mult și lucrul ăsta se întâmplă mai în toate țările lumii cu educarea noastră încă din primele zile de grădiniță, cu, în primele zile de școală, cu o componentă permanentă păstrarea, să menținem curățenia mediului înconjurător. Și avem, bineînțeles, dar trebuie mult mai mult să pedalăm, să pedalăm sub acest aspect și spunea că mai fac o paranteză, a fost cineva plecat în străinătate cu familia, a venit acasă și îmi spunea că a ajuns pe balcon, era pe perioada când se permitea să fumez și fuma la balcon și a dat drumul la chiștoc de la balcon jos și copilul de 10 ani să facă scandal, să-i spună nu ți-e rușine, așa ai văzut că se întâmplă acolo. Iată ce însemna educația încă din școală, că la copil i-a intrat în sânge, la cel care, bineînțeles, n-a avut șansa să primească această educație, nu respecta aceste reguli. Deci menținerea, am lungit puțin această explicație, dar eu zic că trebuie să o înțelegem, menținerea în permanență curată a mediului înconjurător și în mod deosebit a cursului de apă este o obligație a fiecăruia dintre noi, dar ce să facem, sunt edilii localităților care au toate responsabilitățile de pe lume, de la moașă comunală până oriunde, trebuie să facem și acest lucru și discutăm. Tocmai astăzi am fost la o lucrare la, la Cioiana, la o decolmatare a râului și era pe partea, pe malul drept al râului, mai vizitată și erau numai peturi. Am discutat cu primarul, mi-a promis că mâine îi bagă pe cei de la 416. De asemenea, lucrăm în colaborare cu primărie la elaborarea planurilor de apărare împotriva inundațiilor. Suntem pe ultima sută de metri, colaborăm să avem la fiecare localitate aceste planuri în cunoștință de cauză cu responsabili pe, pe domeniul respectiv și asta înseamnă inventarierea tot ce înseamnă eminamente riscuri și pericol de inundații cu, în eventualitatea că vor crește debitele pe râuri sau torenți. Da, de altfel ne... Cam așa colaborăm cu primaria de data. Ne amintim, apropo de aceste, să spunem, posibile riscuri de inundații, ne reamintim ce înseamnă furia naturii. Am văzut Gilortul. Ieri ce a fost la Timișoara. Dar noi am trăit și noi acum în 2014. Ce a fost la... Da. La când s-a revărsat Gilortul, a zburat un pod, parcă nici n-a fost acolo la Albeni. L-a luat. Plus, în, în zona Novaciului, a spulberat tot ce a fost în față. Cât contribuie omul, pentru care partea lui de vină, la apariția acestor, să spunem, rezultate ale furiei naturii? Să nu uităm că se defrișează masiv, se distrug arbile. N-am putea face o estimare a ponderii factorilor naturali și factorilor artificiali. Cert este că factorul artificial amplifică, dacă vreți, o situație creată din cauză naturală cu puțin mărită, sporită această cauză, înseamnă multiplicarea ei de zeci de ori. Da, și iată, ajungem la situații în care apele unui râu sau albia râului modificându-se... Păi, și noi avem o serie de aspecte și vreau să spun foarte clar locul acesta, că trebuie să o spuneam și în calitate de responsabil administrației publice județene, să intervenim ca restanțele unor agenți economici pe raza județului Gorj și în materie de gospodărire a apelor este vorba de hidroelectrica, trebuie să fie realizate la zi și mă refer la investiții pe care trebuie să le facă pe râul Jiu și e vorba de la acumularea Valea Sadului, că dacă nu facem pe asta, știm ce sunt acumulările de naval, că sunt colmatate. Am văzut ce se întâmplă dacă un pic crește
crește debitul și chiar dacă nu crește la cote maxime, an de an crește și vine într-un loc în care el ziul își face, apa își face dreptate și se duce pe locul ei unde trebuie, izbucnește și ne trezim cu, Doamne ferește, fenomene de negândit și de neimaginat, dar se pot întâmpla și ca atare aceste investiții trebuie realizate. Am realizat deja săptămâna trecută niște demersuri în acest sens. Mâine, de asemenea, punem în discuție și la Abajiu, în comitetul director, ca și pe râul Tismana, unde, de asemenea, știți că de curând a fost semnalată o eroziune de mal, tocmai în vecinătatea fostei gropi de gunoi, care însemna o poluare masivă. Noroc că n-a fost tocmai așa de mare groapa de gunoi și a reușit primarul să elimine deșeurile restante de acolo, să le transporte, dar e în pericol în continuare eroziunea și ne putem trezi cu aspecte deosebite. Pe de o parte, când debitul pe aceste râuri întotdeauna este, cum să zic eu, nu are un curs normal. Este influențat de funcționarea hidrocentralelor și ei uzinează odată nu, odată nu. O rapa circulând ca în rafale, dacă vreți, ca o furtună, ea izbește de mal și realizează eroziunea mai mult decât ar circula normal pe unde își face, își realizează albie și curge în mod firesc, dar crescând debitul, iese din albia minoră și automat se duce în malul acela, neavând realizat acea investiție pe care trebuie să o realizeze hidroelectrica pe râul Tismana, un canal de fugă care contribuie la o eficiență a uzinării apei, deci apa nu mai are obstacole, se duce mai repede și mai mult decât atât ne ajută că ele au fost făcute cu capul când au fost făcute toată. În condiții de secetă, dacă ar fi acest canal de fugă, ne-ar ajuta să menținem un debit și în condiții de secetă pentru termocentrala Rovinar, care acum suferă din cauza debitului scăzut pe râul Jiu și este necesar ca apa pe care o primește foarte puțină să o recircule, înseamnă costuri mai multe. Iar acest canal de fugă, cum îi spuneați dumneavoastră, lipsește în momentul. Lipsește cu desăvârșire. Și încercăm ca să aducem pe tapet ce a însemnat investiții în regularizarea curselor de apă pentru aceste obiective majore economice de funcționare a hidrocentralelor, că ele sunt necesare nu pentru neapărat pentru acum, și pentru generațiile următoare, că le lăsăm altfel o moștenire foarte grea, așa cum le spuneam la o analiză celor de la hidroelectrică. Așa este și până la urmă să nu uităm că ori de câte ori omul a fost insensibil la dorințele naturii, natura și-a tras până la urmă spuza pe turta ei. Absolut. Și vedem ce se întâmplă când constatăm că nu ne putem pune cu apa, nu ne putem pune cu... În furia apelor niciodată nu te pot spune, clar. Din păcate. Avem totuși obligația să realizăm ce trebuie pentru a preveni și sigur că nici apa nu-și face de cap atunci. Vi s-a întâmplat să găsiți edili în fruntea acestor comune cu care colaborați strâns, fiind acolo vorba și de albii de râuri, edili care, să spunem, să nu manifeste interes față de ceea ce le spuneți, care să nu coopereze la parametrii optimi? Vreau să vă spun că și atunci când eram președinte și acum, n-ajung în situația în care să spun că un om nu e receptiv la ceea ce trebuie să facem. Dacă nu e receptiv, înseamnă că nu sunt eu ăla care prezint foarte bine importanța lucrării respective sau a problemei pe care vrem să o analizăm și să o rezolvăm împreună. Și am reușit de fiecare dată să pun problema de așa manieră încât cu adevărat să primesc răspunsul de fiecare dată favorabil. Da, iată o veste bună, deci nu sunt, să spunem, disfuncționalități, un lucru care nu face... Deci, sincopele astea minore apar de fiecare dată, dar nu din primul telefon n-am timp și pleacă să mă supăr și să spun, nu știu ce, ne ducem acolo, vedem care e treaba, tocmai cum spuneam și acum cu planurile acestea de apărare împotriva inundațiilor. Mai sunt niște lucruri legate de funcționarul care se ocupă de acolo, legate de colaborarea cu primarului. De asta minore. Trimitem omul acolo, ne înțelegem printr-un telefon, da, este adevărat și le facem. Suntem nevoiți să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva minute. Sub parânghe forfotă mare, joia și duminica, toată suflarea vine în Târgu Jiu, la Târgul Auto Succes, Târgul Târgurilor din Oltenia.
Mii de mașini, mii de comercianți și zeci de mii de vizitatori. Aceasta este imaginea unui adevărat târg auto unde vinzi și cumperi aproape orice. Iar când îți vine foame, cei mai adevărați mici îi găsești în terasa Succes, numai preparate sănătoase din carmangeriile noastre. Carne sigură ce provine de la fermele Succes. Aducem din păstrăvăria noastră păstrăv viu crescut natural, pâinea gorjenilor proaspătă și caldă, fructe și legume, toate la prețuri de producător. Asigurăm toate serviciile unui târg auto european. Târgul Auto Succes, cel mai mare târg auto din Oltenia. Cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu cara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Raico, dealer Husqvarna, dă startul campaniei de primăvară. Ai reducere 200 de lei la motoferăstrău Husqvarna 236 și motocoasa Husqvarna 128, 150 de lei la mașina de tuns iarbă, 200 de lei la 4 modele de motounelte pentru Garviu, 150 de lei la refolatoare pentru frunze, reduceri de până la 300 de lei pentru o gamă variată de motounelte pentru cosit și motoferăstraie, 200 de lei la motoferăstrăul 562XP și cadou o cască de protecție. Primești un set de foarfeci de grădinărit cadou la achiziționarea unei mașini de tuns gazonul. La noi găsești motocultivatoare Verdina, adresate pentru cultivarea grădinilor de legume. Husqvarna. Ne găsești în Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni, Motru, Pazeș, sat Apa Neagră. Telefon 0253-210736. Raico. E al naibii de greu să fim cei mai buni. Pomadin.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro. Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253-237-420 sau 0756-112-054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră! Casa de discuri Amy Evans Music a lansat pe piață albumul intitulat La câți am făcut eu bine, al îndrăgitei interprete Reli Gherghescu. La câți am făcut eu bine, lume dragă, lume, acum vorbesc rău de mine, lume dragă, lume. Amy Evans Music, casa de discuri care își răsfață publicul și își respectă colaboratorii. Aici sunt artiștii și muzica sufletului tău. Comenzi de CD-uri la telefon 0722 833 814 sau pe www.emievansmusic.ro. Vă
având teren 17.500 metri pătrați arabil în comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 24, parcela 9, cadastru intabulare. Vând teren 17.050 metri pătrați arabil în comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 53, parcela 22, cadastru intabulare. Vând teren 1.250 metri pătrați intravilan la DN772, comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 105, parcela 11, cadastru intabulare. Vând teren 2.500 metri pătrați, comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 64, parcela 49, cadastru intabulare. Prețuri negociabile. Așteptăm oferte. Relații la telefon 0799 620 520. Am revenit, dragii mei, cu a doua parte a emisiunii. Invitatul din această seară, domnul Ion Călinoiu, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj. Stimată doamnă, cum merg lucrurile în sensul receptării de fonduri europene? Sunt direcții, sunt domenii de unde se pot accesa aceste fonduri europene pentru genul de lucrări specifice acestui compartiment de gospodărire a apelor? Am găsit deja în execuție un proiect finanțat pe programe cu fonduri europene legat de îmbunătățirea sistemului de metrologie, de hidrologie, unde sunt stații performante care asigură în mod automat situația debitelor de-a lungul cursurilor de apă. Proiectul WABAN se numește și este în curs de finalizare. Toate aceste proiecte legate de finanțări finanțări de investiții pe fonduri europene, sigur sunt la nivel național sub directă administrare a Ministerului de Resort, Apelor și Pădurilor, și în continuare sunt de asemenea proiecte legate de dotări. O situație foarte bună, de asemenea, la nivelul sistemului de gospodărire a apelor din tot ce înseamnă Autoritatea Națională a Apelor Române, a cunoscut salturi deosebite. Avem utilaje din gamă largă de mașini, avem diversificată gama de mașini, pornind de la utilaje grele, utilaje de transport, toate noi. Din ceea ce, cu siguranță, mă gândesc că periodic vi se transmit aceste informări, iată ieri la Timișoara s-a transmis acea infontimi, s-a transmis avertizarea de vreme rea de cei de la ANM, însă a fost acea disfuncționalitate, n-a fost transmisă mai departe către populație. Revenind la ceea ce voiam să vă întreb. A fost și termen foarte scurt și în condițiile astea explicau foarte bine cei de la Meteo că aceste fenomene nu pot să fie depistate, să zic așa, într-un termen rezonabil încât să fie anunțată populația. Mai mult decât atât, într-o jumătate de oră a avut loc acest fenomen. Nu se putea decât anunța să ia măsuri de protecție, să fii, bineînțeles, să te asiguri că nu ești expus pericolului. Aici voiam să ajung, cum se anunță din punctul de vedere al căderii precipitațiilor această toamnă? Deci avem dispecerate permanente, prin sistem electronic vin toate informațiile, se anunță la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, după care primim mesaje de avertizare în funcție de situația care urmează. Fie că e cod galben de precipitații, de furtună, de
vânt cu viteză maximă și așa mai departe. Deci teoretic ar trebui să funcționeze optim aceste colaborări. Deci în condițiile acestea normale de, în care sunt, fenomenele sunt percepute și prognoza poate fi în 24-48 de ore. Dar repet, pentru o situație ca cea de la Timișoara încă nu poate fi prognozată într-un timp rezonabil ca să fie anunțată populația, din timp, populația sau administrația ca să ia măsurile corespunzătoare. Da, cu siguranță astfel de evenimente sunt de regretat. Am înțeles că se realizează demersuri de către guvern ca în programele acestea cu telefonia mobilă să poată să fie anunțate și să toți posesorii de telefoane mobile să primească mesaje. Da. Un astfel de mesaj. Da. Da, vieți ar fi cu siguranță salvate și s-ar evita multe, absolut, absolut, multe tragedii. Suntem iată aproape de, sau am intrat în ultima parte a anului, nu ați, să spunem, participat din plin la ceea ce înseamnă previzionarea bugetului și acțiunilor pentru acest an, pentru că ați preluat, cum bine spuneați, după sau începând cu a doua jumătate a anului. Care vor fi principalele direcții pe care veți marșa în anul care vine, pe ce compartimente, pe ce domenii? Da, lucrăm la planul tehnic de, pentru anul viitor. Am realizat un sistem de inventariere a tot ce se poate realiza ca lucrări pe categorii, fie că-s lucrări de întreținere, fie că-s lucrări de investiții de-a lungul cursurilor de apă și a prelorii apelor de pe torenți, cu nivelul de bază al organizației, al organigramei noastre, șefii de formații și, bineînțeles, cu primarii și de la fiecare am cerut o informare cu situația cursului de apă pe care străbate localitatea respectivă și unde este riscul de a avea fie că e colmatat, fie că e eroziune și așa mai departe, ca să putem interveni. Facem pe acest domeniu de activitate o inventariere, am spus-o, aproape cât se poate de aprofundată și realmente neplină concordanță cu realitatea, încât să avem dimensiunea aceea de care toată lumea trebuie să fie conștientă să intervenim. După care, bineînțeles, o să facem o graduare a acestora, care sunt, în funcție de riscul cel mai mare, prioritățile. Că niciun caz nu o să avem bugetul acoperitor pe tot ce este necesar să executăm în acest an. Și o să realizăm, așa cum vă spuneam, priorități la problemele totale legate de lucrările pe care trebuie să le executăm, așa cum spuneam, pe cursuri de apă și de preluarea torenților, bătându-ne să obținem un buget cât se poate de bun. Pe de o parte. Pe de altă parte, mergem pe lucrările de investiții, care sunt mult mai complete și complexe, tot pe, în situațiile unde nu putem să vorbim de o simplă decolmatare de râu, de o simplă stabilitate a malului prin metode din acestea simple, cu plantări, cu taluzuri din acestea prin creare de pantă corespunzătoare, și unde e nevoie de gabioane, unde e nevoie de anocamente și așa mai departe. Lucrări specifice, ziduri de susținere și așa mai departe. De asemenea, și acestea le inventariem la modul acela de a spune că trebuie să le știm pe toate ca să putem să realizăm prioritățile și oportunitățile acestui an, să dimensionăm volumul. Bineînțeles, ne preocupă și menținerea bazei materiale de care dispunem, a sediilor șefilor, formațiilor de lucru, a sediilor sistemului de gospodărie, a prizei de la rovinari, de asemenea, prin dotare și reparațiile și lucrările de întreținere pentru fiecare în parte. Nu în ultimul rând, dotarea este un capitol foarte important și pentru acest lucru am realizat de pe acum demersurile să obținem acea dragă de care avem nevoie să decolmatăm la priza de la Rovinari, unde se asigură apa pentru termocentrala Rovinari, acum fiind de 2 ani de zile, mi se pare, de când s-a casat o dragă care nu mai funcționa urmarea uzilei fizice și morale, n-a mai fost decolmată râul. Acum e o situație în care e avansată colmatarea prizei. Este un astfel de utilaj. Este foarte scump, dar am fost la Autoritatea Națională pe Române și se găsește o soluție. Este pentru noi esențială, plecând și de la următorul aspect.
clienții noștri plătesc. Corect. Păi ca să-ți plătească și să... Asta e să-și le asiguri calitatea serviciilor și asta însemnând foarte mult. Dom'le, complexul energetic Oltenia prin termocentrale și tot ce înseamnă cariere sunt principalii finanțatori, dacă vreți, sau principalii clienți ai noștri pe care trebuie să-i asigur. Nu putem să lăsăm lucrurile. Iată, vara asta pur și simplu și sistemul de gospodărie și abajiu a pierdut niște bani, că dacă n-am avut debitul corespunzător, a fost nevoit să dea drumul la turnul de reciclare a apei și n-am mai primit banii aceia, sigur că da. Dar asta, vedeți cum e, tot în viață se plătește. De aceea, orice investiție, cât ar fi ea de scumpă, ca să trebuie să o realizez, știind că efectul ei este pozitiv pentru bunul mers al activității. Așa este, aveți perfectă dreptate. Știm că până recent, acum un an, doi, tot auzeam în media locală de cazuri de persoane care absolut ilegal distrugeau albia râului, luând de acolo pietriș, nisip. Ei, parcă nu se mai aude de atât de multe cazuri. S-au civilizat oamenii, au început să se comporte corespunzător. Sigur că au și conștientizat în mare parte, dar pot să spun că în ultimul timp s-a și redus numărul acestora. Nu neapărat din nemai fiind material, bineînțeles, de minerale pe cursurile de apă. Cred că s-a redus și volumul de investiții prin care să se solicite aceste materiale. Da, pentru că, iată, dacă până acum 2-3 ani auzeai în fiecare vară, în fiecare primăvară, de oameni prinși furând, efectiv, de-a dreptul porțiuni întregi din malurile lui, astăzi... Bun, bineînțeles că avem și această activitate care este pentru noi de asemenea aducătoare de venituri, pe de o parte, iar pe de altă parte are și un țel bine definit de a regulariza în zona exploatării mineralelor respective cursul de apă și atunci noi urmărim și sub aspectul recoltării mineralelor de acolo și sub aspectul realizării lucrării tehnice, încât după ei să nu rămână o breșă care să contribuie la riscuri de inundații, la eroziuni și așa mai departe. Amintați dumneavoastră de o colaborare cu CEO, Complexul Energetic Oltenia, iată o entitate care are nevoie de dumneavoastră, de sistemul de gospodărire apelor, dar în egală măsură și dumneavoastră aveți pe partea, să spunem, financiară, economică, această entitate. Sigur, și această entitate este pentru întreg sistemul Oltenia aducătoare de venituri. Suntem, practic, sistemul de gospodărire a apelor Gorj, principalul realizator de venituri la Abajiu. De aceea este, pot să spun, și a fost, nu de când sunt eu, o colaborare foarte bună între sistemul de gospodărire a apelor și partea de minerii și energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Vara aceasta ne-am confruntat cu un debit scăzut al apelor cu o perioadă lungă, să-i spunem, de secetă, în care precipitațiile au lipsit aproape cu desăvârșire. Ce se întâmplă în momentul în care, după o iarnă, să spunem, bogată, după o iarnă în care zăpada s-a așezat din belșug sus la munte și pe dealuri. Da, iată că se anunță o astfel de iarnă undeva în lunile ianuarie-februarie. Poate fi ținut sub control, să spunem, poate fi ținut sub control acel volum de apă ce ar urma să vină după o topire, să spunem, masivă a zăpezii? Deci, forma de precipitații solide zăpada nu reprezintă un risc de inundații extraordinar de mare cum îl reprezintă, dacă vreți, ploile torențiale, care nu numai prin creșterea debitului cursului de apă principal, preluarea și efectul cel mai mare la inundații l-au torenții. Ploile torențiale se strâng pe acele cursuri de apă neclasificate și vin cu un aport extraordinar de mare la cursul de apă și bineînțeles că se produc inundațiile în zonele vulnerabile, unde nu e un dig, ca lumea, unde este un mal și bineînțeles de regulă ele au loc aproape de vărsare în zona de sud decât la noi. Precipitații solide avem
un caz fericit. Ele pe undeva până la o desprimăvărare și nu avem o desprimăvărare în zona noastră tocmai rapidă cât să fie o topire a zăpezii bruscă și ea se topește bineînțeles treptat, ce înseamnă și o pătrundere a apei în sol, așa de cum scrie la carte și de care avem nevoie, benefică culturilor, benefică tuturor, benefică mase vegetative în toate zonele. E, sigur că nu există și riscul ca o zăpadă mare, prelungită și cu adaus de zăpadă în martie, cum zicem noi, ca în aprilie să avem și aceste evenimente odată cu creșterea temperaturilor. Însă nu e riscul extraordinar de mare în această zonă de inundații, urmarea atoperii zăpezilor masive, oricât ar fi ele la noi zonă. Cresc debitele, repet, mari, reprezintă riscuri de inundație, așa mai ales cu creșterea lină a debitului la vărsare. Ori în zona noastră nu prea avem așa ceva. Așa este. Spuneați în prima parte a emisiunii de acea, să spunem, campanie permanentă de educare, de educație pe care ar trebui să o facem încă de la vârste foarte fragede. Atunci prinde cel mai bine. Tot parcursul vieții, da. Acum două veri am mers pe râul Sohodol, cum se merge la grătare, și am constatat, vă spun sincer, cu nu surprindere, că mă așteptam să găsesc. Am văzut foarte multe persoane sau mașini care după ce plecau nici măcar nu aveau decența de a pune sau de a strânge într-un singur loc gunoiul. Nu. Am văzut pe o suprafață de 10 metri pătrați, de 20 de metri pătrați, peturile aruncate, pungile, resturile alimentare. Cât îi trebuie românului pentru a conștientiza că face rău mediului și implicit sidelui? Păi acum nu-l văd numai pe cel care procedează așa vinovat. Eu îl văd și pe celălalt care trece de pe lângă el. Sub o formă politicoasă și elegantă, fără să-l jignească, spune, e frumos să faci și tu ca mine. Dacă din aproape în aproape... Păi și înțelege? Eu zic că va înțelege. Va fi rușine în prima fază. Dacă nu, lăsați-l că-l iau eu. Cum să vă spun? Și cel mai important lucru este ca zonele acestea de picnic să fie organizate, încât să existe acolo coșuri de gunoi, să existe infrastructura necesară ca omul cu indicatoare de semnalizare, păstrați curățenia, viața e mai prețioasă decât orice, îl sensibilizează. Dacă se duce într-un câmp în care nu vede nimic, sigur că nu-l interesează. Deci, ca să vii să spui că vrei să faci ceva ca omul să conștientizeze, trebuie cu adevărat să faci ceva. Deci, și asta este o obligație a celor care avem atribuții în domeniul respectiv. După aceea, este obligația din naștere a fiecăruia dintre noi, așa cum spuneam. Iar lucrul ăsta, eu pot să vi-l spun de la Târgu Jiu, lucrul ăsta de conștientizare a oamenilor. Mi-aduc aminte că până într-o perioadă când pe stradă nu era niciun coș de a pune gunoiul, vedeai numai chiștoace, numai hârtii. Când a venit și s-a acționat în sistemul de gospodărire a orașului bine și am avut cât mai multe coșuri de gunoi, lumea pe stradă, erau oameni antrenați în menținerea curățenii, îi vedeai oricare că nu mai se uita unde să pună țigara, nu mai arunca din mână. Am văzut cazuri din asta și uite, vezi, dacă există astea, ține chiștocul cu mână până la... Ei, asta înseamnă, de fapt, și asigurarea condițiilor de menținere a curățenii. Stăteam acum și iarăși mă gândeam, am discutat de-a lungul emisiunilor pe care fie aici în studio de televiziune, fie la radio, le-am avut cu diversi edili ai comunelor din Gorj și din ce îmi povesteau aceștia, se pare că a scăzut foarte mult numărul persoanelor care aruncau, să spunem, resturi menajere cu căruța pe albile. Sigur că, dar păi, încă pe proiecte europene de preaderare, 2003-2004, sisteme reduse de gestionare a deșeurilor menajere la nivelul județului Gorj, s-a realizat acele stații de transfer în 5 puncte de lucru,
prin parteneriate și grupări de lucrări, unde s-au făcut și dotările necesare cu pubele pentru localități, pe, nu pentru toată localitatea, dar în centre și așa mai departe, ce a contribuit după aceea la întregirea acestor proiecte de gestionarea deșeurilor menajere și atâta timp cât acum se ia gunoi în toate localitățile județului Gorj, există pubele care săptămânal sau o dată pe săptămână sunt scoase la poartă cu gunoiul menajer. E firesc să nu mai avem... Astfel încât oamenii să nu mai arunce resturile în albia râului. Sigur, să ia carul și să-l ducă nu știu unde, într-o grădină sau în albina râului și așa mai departe. Că în fiecare zi își pune de gunoi în pubelă și pe care îl scoate, bineînțeles, și este luat de către operatorul de salubritate. O, până la urmă, o stare de fapte normală, o stare de fapte firești pentru ceea ce ar trebui să reprezinte, în primul rând, atitudinea civică a cetățeanului pentru comunitatea, sigur, în care locuiește. Deci în comunități, în general, e pusă ordine sub acest aspect. În zonele acestea turistice mai avem probleme, atât la pensiuni, trebuie avut în vedere că numai pensiunea în sine și locul unde e o posesie respectivă, da, trebuie menținută curățenia, zona Rânca trebuie gestionată foarte bine pe timp de iarnă și pe timp de vară, mai ales pe timp de iarnă, când este mai greu de gestionat această activitate, dar este nepermis ca să nu ridici gunoiul o dată pe săptămână, cel puțin în zona respectivă, și să n-ai puncte clare de deșertare a deșeurilor menajere. Atât a celor cu pensiuni, cât și a administrației, care să asigure, așa cum spuneam de fiecare dată, să dea posibilitatea turiștilor să mențină curățenia. Da, în primul rând sperăm să se lămurească odată pentru totdeauna situația în Rânca. Știm prea bine că jumătate din ceea ce înseamnă așezare este sau poate fi, da, a fost clasificată drept zonă turistică de interes local, cealaltă nu. E o întreagă discuție, da, acolo. E o administrație neunitară și nu s-au pus de acord și trebuie să se pună de acord ca să existe așa. Cum un primar a putut să facă demersurile necesare pentru a primi acea clasificare? A făcut demersuri, dar nu e suficient. Păi a făcut să fie stațiune locală, dar n-are alimentarea cu apă recepționată, n-are operator. Asta e decât de imagine. Da. Și doar dacă ne gândim la potențialul pe care îl are această zonă în ceea ce înseamnă economia județului. La potențialul economic, la imaginea pe care o dă județului, care... Avem drumul regelui, da? Deci nu se putea face o promovare turistică cât de... N-avea pe ce să o face efectiv, că s-au făcut-o alții urmare a realizării acestei investiții. S-au făcut-o și cei din țară care au vizitat-o, s-au făcut-o și străini și a spus că nu se găsește, rar se găsește în lume așa ceva. Da, mi-amintesc un documentar, ca o paranteză, mi-amintesc un documentar la un post străin de, să spunem, de cultură, de tradiții și așa mai departe. Spuneau că acest drum al regelui este comparabil, chiar depășește pe alocuri acele celebre șosele elvețiene, șosele aflate la o altitudine foarte mare. Și cu toate acestea, iată, nu avem o gestionare eficientă a fenomenului. Lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie și cine știe cât timp o să mai treacă până când se vor așeza marta firească. Eu aș putea să zic multe, dar până la urma urmei e, și am recunoscut-o de fiecare dată, și o nerealizare a mea personală în fruntea județului, în această zonă. Că n-am reușit să-i determin pe cei care au fost acolo perindați să gestionăm zona asta, să o transformăm și administrativ într-o zonă turistică. Și sunt mai mulți factori. Sunt prea mari orgoliile celor din zona, al celor entități, OAT-uri? Nu e neapărat, nu e vorba de orgolii, n-aveau ce pierderea și asta, dar oricum puteam depăși treaba aceasta, că erau destui care conștientizau. Eu zic că mai mult interesele sunt acolo. Da. Și repet, rămâne regretul că o astfel de zonă nu beneficiază de tot ceea ce ar trebui pentru a o pune în valoare. Într-adevăr, așa este. Iată că încet, încet ne-am apropiat de finalul emisiunii. Cum vedeți, în foarte, foarte scurt, în mai puțin de un minut, cum vedeți activitatea în lunile ce au mai rămas din acest an în fruntea sistemului de gospodărire a apelor? Ce planuri pe termen scurt și mediu aveți în această perioadă?
pe termen scurt să realizăm lucrările care sunt programate și urmare la estimările pe care le-am făcut la acest an, fără probleme suntem sunt lucrări realizate înainte de luna de decembrie și cel mai important lucru este acela de a prognoza și a realiza și să fim cât se poate de abil, să putem să atragem cât mai multe fonduri prin buget, să realizăm și venitele locale, să realizăm anul viitor mult mai multe lucrări la nivelul județului, că se impun. Iar, pe de altă parte, sunt obiective de interes, eu le spun național, și am făcut și acest demers să obținem finanțarea proiectului de regularizare a gilortului, urmare a efectelor negative a precipitațiilor din 2014, că dacă rămâne așa, nu e bine deloc. De fiecare dată când auzi că o să crească debitul la prevarea gilortului, acolo trebuie să-ți dea de gândit. Da, că ți-aduce aminte ce a fost atunci. Și, repet, cele legate de cele două mari investiții ce, sau cursuri de apă ce sunt în responsabilitatea investițiilor hidroelectrice, Jiu și Dizmana. Am înțeles, stimate domn, vă mulțumim pentru prezența în această seară. Când timpul vă permite, vă așteptăm cu mult interes la o nouă dezbatere a sistemului și a gospodăriei sistemului de apă din județul Gorj. Cu mare drag și sigur că pentru noi sunt foarte importante și recomandările dumneavoastră, că eu le-am spus așa venit intrus în sistem, că trebuie să facem mai mult pe linia aceasta de orientare și de menținere a cursurilor de apă curate și în interesul fiecăruia dintre noi, că apa înseamnă viața. Am înțeles. Dragii mei, și dumneavoastră o seară cât mai plăcută. La revedere!